Uite-o, uite-o, uite-o. Bună ziua, astăzi am venit la o partidă de știucă. Am luat cu mine niște linguri. Folosesc o lansetă de 2,40 m, 8,25 grame. Mulineta este de 2500, echipată cu un textil și cu un fluorocarbon 0,90 diametru. O să-mi iau niște strune de fluorocarbon mai subțiri, de să vedem dacă am fir întins, dacă scot câteva știuculițe la cameră în acest final de noiembrie. Vă mulțumesc pentru vizionare încă de pe acum. Ne vedem și la sfârșit pentru concluzii. Anim puțin lingurița din vârful lansetei. Ai plin de... plin de papură jos, dar mârla. Gata, gata că pleci. Ia uite-o. Gata. Super. Uite, a fost atacată. Mârlă, mârlă, cocomârlă. Fugi! Fugi! Ce frumos a plecat! Ok. Ok, ok. Cicatricea care a avut-o mârlița de mai devreme era una destul de veche, posibil că era mai mică atunci când a fost atacată. Astfel că nu-i musai să fie sau să fie fost atacată de o știucă exagerat de mare. Bineînțeles că nu mi-am luat nici minciogul la mine. Așa e când... faci tot pe fugă, nu prea-mi place mie când... fac... uite-o! 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 Tot un pix! Nu că acum pleci, eu uita ce colț ai! Eu uita ce colțos ești! Hai, hai, ok.
ești bine. Mai de că ești bine. Hai să stăm așa un pic. N-am mai trebuit să stau deloc. Super. Sigur. O ieșire scurtă de după masă. Am reușit să prind două mărlițe. În rest n-am avut niciun atac. Am pescuit la linguri oscilante. Din păcate, cea cu care am și prins mărlițele, am reușit să o agăț și am pierdut-o. Echipamentul voi lăsa în descriere. A fost frumos. O să mai urmeze și alte partide la fel de interesante, sper eu, cu mai multe capturi. Însă, faptul că am ieșit în natură și că am luat o gură bună de oxigen este mai important decât toate capturile la un loc. Până data viitoare vă doresc fire întinse și multă sănătate. La revedere!